Trebuia să ai 34 neapă, unul de la ANOG, numărul 57 de 2019, prevenți votul administrativ, ați fost convocați în ședință ordinară din dispoziția numărul 159 de 2023, emisă de primarul Comunei Pujor pentru data de 27-2023, ori de 10, care va avea următoarele ordine de zi, și anume cele 12 proiecte de hotărâre și 13 diverse. Bine, nu? Da. Mai discutat. Supunem spre aprobare proiectul ordine de zi și anume cele 13. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abține? Câte? 10? Da. Prezenți, pe doamnă. Da. Supunem spre aprobare procesele verbale încheiate în cadrul ședinței ordinare din data de 23.03.2023 și ședința ordinară din data de 9.04.2023, dacă nu mă duc de completări. Extraordinar, da. Cine este pentru? Împotrivă, cine se abține? A fost aprobat cu 10 voturi, nu? Acum trecem la punctul numărul 1. Procesele verbale, da? Da. Da. Trecem la punctul... Ce vă spune? La punctul... indexarea valorilor din posabile, impozitul și taxe locale, pentru banii de asigurat 2024. Prezintă doamna Maria, anual, până la data de 30 aprilie, Consiliile Locale au obligația investirii în impozitelor și taxe locale, în contrata instituției pentru anul anterior, obligată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice. De asemenea, impozitele indexării și limitele amenzilor contravenționale prevăzute de contul fiscal. Prin comunicatul de presă numărul 13 din 13 ianuarie 2023 al Institutului Național de Statistică se comunică rata inflației pentru anul 2022, care este de 13,8%. Prin excepție de la indexarea cu rata inflației, sunt sumele prevăzute pentru vehicule de transport marfă, cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Acestea vor fi indexate în funcție de rata de schimb a monedei euro, în vigoare în prima zi a lunii octombrie, lucrătoare a lunii octombrie, a fiecărui an, obligată în jurnalul Comunii Europene prin promovarea unui nou proiect de hotărâre a Consiliului Local. După cum ați putut vedea, în anexa 1 a proiectului de hotărâre numărul 1550 de 31 martie 2023, sunt propuse valorile indexate cu rata inflației pentru anul 2024. Iar la anexa numărul 2, la proiectul de hotărâre, sunt propuse reducerile și scutirile de la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024. Dacă aveți întrebări referitor la indexarea impozitelor sau inflației sau... Să punem la vot. Cine este pentru? Așa, cine este pentru? Cine e împotrivă? Este cineva? Da, 14. Înainte de a trece la punctul 2, vreau să întreb domnul care au întârziat dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, votați, cum votați? Da. Așa și procesele verbale la fel. Ședințele ședințele anterioare. Da. Proces verbal, da? Am așa, dacă cred că o să scrie tot ce s-a vorbit, să arată. Dacă mai aveți completări. Sau, ședința viitoare. Da? Bine. Și vă ajuta frumos dacă sunteți de acord și îmi dați voi. Avem o prezentare la școală. Sunt mulți părinții. Da, sunt de acord cu toate proiectele, am studiat despre ce e vorba. Dacă îmi permite și îmi dați voie și vin la urmă și semnez procesul verbale și dacă sunteți de acord și îmi dați voie. Da, da. Deci, votul dumneavoastră se semnează cu da. Da, da, da. Ok, bine. Vă rămas ușca în vorbă. Proiecte de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiune de funcționare și respective de dezvoltare,
respectiv de dezvoltare al Comunei Pujor la data de 31.03.2019. Prezentă doamna Mandoca Maria, consilieră. Doamna, este în concediu. E execuția bugetară care se face la 31 martie, dată trimestrială. Ați primit material. Dacă aveți întrebări, nu știu nici să vă răspund, dacă mă credeți. Execuție bugetară, scris cifre, da, da. Cine este pentru? Da. Da. Trecem la punctul 3, de ordine de zi și anume. Proiect de hotărâre privind avizare de principiu a planului urbanistic zonal proiect tip construire, centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Pujor, județul Bacău și propunerea de scoatere definitivă din circuitul agricol al proiectului de 3.000 de metri pătrați, teren extravilan, categoria de folosință țășună. Prezentă domnul Bacău. La nivelul 3 avem acest proiect de construire a centrului de colectare de aport voluntar. Prin avizul celor de la Consiliul Județean, ni s-au cerut scoaterea din extravilan și încălzirea în general de 1.000 de metri pătrați și totodată scoaterea din circuitul agricol pentru a putea face construcții. Conform licenței sunt anumite etape de parcurs pentru a aviza planul urbanistic zonal, prin care este această hotărâre pe care le avizăm de principiu. După obținerea avizelor se va aviza favorabil și apoi suprafața de 3.000 de metri pătrați va intra în intravilanul comunii pentru a putea obține autorizație de construire. Pentru a vizirea să vedeți cu care în circuitul agricol e nevoie și de o judecare a suștiței. Se fac toate, da, se fac toate lucrurile. Da, tot. Supunem la vot, cine e pentru, împotrivă, abține. Trecem la punctul 4 de pe ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței imobilului cu numărul cadastral 61.063 în vederea obținerii avizului de gospodărie a apelor pentru obiectivul de investiții, reabilitare drumul Sătești, poduri și consolidare mare afectate în comuna Pujor, județul Bacău, etapa 3. Prezintă doamna Pujor, Anca, consilieră Pasnă. La proiectul de asfaltare, la ultima etapă a proiectului de asfaltare, avem prins un drum identificat în partea funciară 61.063, care este pe malul râului Solon, satul Tărâța. Cei de la Apele Române, de unde trebuie să obținem avizul de gospodărie a apelor, nu și-au cadastrat până la acest moment suprafețe. Ei au dat niște conturi. În momentul în care noi am cadastrat drumul, cumva se suprapune cadastrul drumului nostru cu conturul respectiv. Și pentru a obține avizul, trebuie să diminuăm cartea funciară, să scoatem din conturul apelor suprafață, suprafață de teren, ca să primim avizul celor de la SEIA. Pentru a putea face diminuarea cărții funciare, avem nevoie de hotărârea Consiliului Județean, cu care se va merge la OCPI, se vor depune toate documentațiile și depunem din nou documentația la SEIA Bacău pentru obținerea avizului. Să punem la vot cine se vrea. Abține. Împotrivă. Trecem la punctul 5 pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului numărul cadastral 61.613 în suprafața de 1.449.062 metri pătrați, situat în satul Bărnășeni, în comuna Pujor, județul Bacău, în 3 loturi, în vederea înființării unei comunități de producere de energie electrică prin surse regenerabile. Prezintă doamna Bajoranca, consilierul superior. În conformitate cu proiectul european de a energiei din surse din astea poluante. La nivelul comunei Pujor s-a identificat un islat unde ar putea să se înființeze un parc de fotovoltaice. La Bătnășeni este islatul de la Bătnășeni care are, cum să vă spun, expunerea necesară pentru înființarea parcului. Iar anul trecut, în 2022, s-a aprobat legea 254 care reglementează înființarea astfel de acestor unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Acolo prevede că suprafețele cu
mai mici de 50 de hectare pot fi folosite în sistem dual, adică și pentru producția agricolă și pentru producția de energie regenerabilă. Și atunci noi, ca să putem să accesăm astfel de fonduri și să răspundem solicitării investitorilor care și-au manifestat dorința de a investi, ne-am hotărât să dezmembrăm lotul mare în trei loturi cu suprafață sub 50 de hectare, care să poată fi folosită și pentru producerea de energie electrică și pentru producția agricolă, adică pășunatul animalelor. Deci nu se scoate din circuit? Nu se vor scoate din circuit agricol, se vor scoate doar suprafețele pe care vor fi amplasate efectiv construcții. Da, nu știu ce... Un relev sau ceva. Da, și prefect. Dar ca și parcurile care vor... Parcurile vor fi din panouri, nu? Panouri solare. Deci nu am panouri. Doar panouri. Punem la vot. 5 putemuri, împotriva acțiune. Trecem la punctul 6 pe ordinea de zi și anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate în favoarea UAT Comuna Pajor asupra unor terenuri având categorie de folosință drum. Prezintă doamna Bogdanescu Anca, consilier juridic. Deci vrem să asfaltăm patru drumuri. Porțiunile din drumurile astea aparțin unui de petrol. S-a discutat cu ei, ei renunță cu titlul gratuit la porțiunile acelea de drum ca să putem asfalta pe drum și în parțial de bucățele. Deci, ca să putem intra la favoarea noastră în cartea funciară de proprietate, trebuie să avem o hotărâre de construire. Numare... Care sunt drumurile? Deci avem drum de acces la sonda 190, toate sunt în drum plin. Drum de acces la sonda 120, 190, 136 și sonda 28. Spatul, da? Cât prinde, cât a fost trecute astea de crespre? Decret prezidențial, atunci, după 91, când a început aplicarea legii 18. Și atunci au făcut probleme cu ei care... Este o poțiune și... E o reglificare, că e chiar pe ce? Nu, dar care e totalul? O suprafață 736, una de 2275 metri pătrați, una de 1245 și 794. Metri pătrați, metri pătrați. Și dacă atunci, iată, sunt trebuți ca fie metri pătrați. Păi, în parțiul cât are lungimea, 4, 6, 5 metri. Deci, cam câți kilometri de vorba de drum? Avem 300 și ceva, dacă îi pui așa la 5 metri, cred că de asta vine 1600, 1700 metri. Păi, împărțim 1600 la 5 și iese lungimea. Da, nu sunt mult. 240. Dar mai sunt, mai avem de luat. Deocamdată le-am luat pe astea principale care trebuie. Noi avem proiectul de asfaltare și mai sunt. Și ce-o fost drumul comună, e drumul la drumul Sotei, ca să nu fie ei să aibă probleme cu cetățenii din comună. De asta a făcut. Da. Și-o mișcat doamna. Trecem la punctul 7 pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu de carburanți pentru autoturismele, autovehiculele, utilajele și motoutilajele din dotarea primăriei comunei Pujol. Pujol, prin domnul viceprimar Nicolae Pușcaș. Da, e vorba despre un proiect privind consumul mediu carburant pentru autoturismele din dotarea primăriei. Așa. Proiectul a fost afișat pe site-ul primăriei, proiectul a fost viață în care. Consumuri, consumurile astea, dar sunt probleme, sunt trebuie. Eu am mai cerusem o dată totuși, am că se scoată țoleacă pe vehicule, pe toate. În mare sunt totuși. Dar nu este prevăzut în cartea tehnică fiecărei mașini utilaje ce este consumul? Am făcut și o comisie, că... Dar s-a făcut comisie, s-a omneat să pare să consum în fiecare. Bine, dar să putem afla și noi. Să punem la vot. Vă rog să notați, am vorbit. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comincerul, sigur, așa este. Trecem la punctul 8 pe ordinea de zi și anume. Proiectul hotărârii privind respingerea modificării aplicării tarifelor făcute de către 10 compania Rolls Service SA de către UAT-urile membre parte în contractul de concesionare pentru delegare și gestiune serviciile de colectare și transport deșeuri municipale cu unitățul Bacău numărul 180/2007 pe 6-5-2015. Prezintă doamna Spătarul Margareta, Secretar General. Da, conform adresei scrisă de la aviz prin care nici ei nu sunt de acord cu modificarea tarifelor
propuse de la Rompress Service. Ne-au transmis documentele respective către comune și către toți membrii care suntem în acest, toate comunele, că nu suntem de acord cu tarifele care au propus ele. Deci ar trebui un pic să mai lucreze și la colectare și la să mai aducă niște tomberane, probabil și prețurile s-au mai mărit și nu au fost de acord cu respectiv, cu respectiva propunere. Și noi mergem și noi conform membrilor ADIS cu respingerea tarifelor propuse de către Rompress. Trecem la punctul 9 de ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău. Prezintă doamna Spătar Margarita, secretar general. Da, fiind membru în ADIS, suntem obligați să plătim în fiecare an o cotizație anuală la patrimoniu pe baza cotizațiilor tuturor membrilor. Ei funcționează și asta e obligația noastră. Pentru anul ăsta suma s-a schimbat, e 8.000 de lei. Anii anteriori fiind de 6.000 de lei, anul ăsta s-a modificat de 6.000 de lei. E 8.000 de lei, aprobat tot în proședință a lor. Da, suplăți prea pe urmă, nu are corect. Ei, mărere, suntem și noi asociați. Da, trebuie să fim obligația noastră. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi și anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anii 2022 și 2023 la Asociația GAL Urmus Montana. Prezintă doamna Spătar Margarita, secretar general. La fel și aici, fiind membri în GAL Urmus și avem și un proiect cu mini-excavator, trebuie să plătim an de an cotizația de 10.000 de lei pe an și pe 2022 n-am mai chitat și pe 2023 am mai avut un an care n-am plătit. De 10.000 de lei. La buș. Da. Se punem la vot, cine este pentru? Împotriva, abține. Trecem la punctul 11 de pe ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind funcționarea deșeurilor din construcții și demolări în comuna Pujor, județul Bacău. Prezintă domnul viceprimar Nicolae Pușcaș. Da, vă prezint eu. Prezint nici nu am prezint pe domnul. Zice și a fost dormit de mine. Regulamentul ăsta e un regulament care mi s-a recomandat de către mediu și este conform legii, conform ordonanței guvernului 92/2021 privind regimul deșeurilor, trebuie să aprobăm un regulament privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Este o problemă pe țară care peste tot aceeași problemă trebuie să gestionăm, nu mai avem voie să eliberăm autorizații de construcție fără niște avize și fără avizele din, prin care omul își declară ce face cu demolările, ce face cu material de construcție, trebuie să facă contract cu Rompressul sau cu orice altă firmă, să-și ducă materialele, toate materialele de construcție și deșeurile provenite, trebuie să le ducă undeva, să le plătea pe bază de un document să prezinte aici. E un raport final prin care trebuie să-și facă fiecare orice persoană fizică sau juridică care are autorizație de face contribuție pe da, da. Și raportul ăsta final trebuie completat de către el, cantitatea conform cât e deșeuri pe tone, pe unde predă, chitanță, factură operatorii economic autorizat care a preluat deșeurile. Deci este un plan. Fără documentele astea două nu se eliberează autorizația de contribuție. Și de construcție și de orice lucrări care sunt pe teritoriul unei mase. Uite, acolo Exact. Da, trebuie să solicit să vină cu un container din ăla mare, își ia, trebuie să aduce o chitanță să justifice, într-adevăr, că a ridicat deșeurile de la construcția respectivă. Sunt și obligații, sunt și contravenții stabilite aici, care am mers conform legii, nu le putem. Dar trebuie să anunce pe izbalatul. Da, da. 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 Deci se poate. Să punem la vot. Cine e pentru? Cine e pentru?
Trecem la punctul 12, vedem că ne zice și anume proiect de hotărâre privind aprobarea aderării autorității publice locale, Comuna Pârjol, Județul Bacău, la parteneriatul GAL Codrul Rong. Vă prezint domnul primar Vasile Lupon. Da, aici e vorba de cum s-a chemat și înainte, deci până în 2016 a fost Valea Tazlău. Montana, da. Urbus Montana și din 2025 cam așa o să cheme egal Codrul Rung. Codrul Rung e un da. Muntele Rung. Da. Supunem la vot, cine este pentru? Trecem la punctul 13, ce diverse. Când se va continua drumul asfaltării în Pustia? De un an de zile, lumea în noroi, cizme, da. E Tazlău pe drumul, să zic. Deci acolo a fost, după cum știm, a fost o problemă acolo la drumul ăla. E făcut o captare de apă, mă rog, de asta și s-a lăsat să vadă cum este terenul. Chiar astăzi au trebuit proiectatul pe șansa cineva și vorbim pe el. Este în care este ok și o să intre cu... Este adevărat faptul că nu s-a continuat drumul în Pustia, din cauza că cetățeni din alte sate, așa a fost standard, Este bunii care au fost mormântare de San Miguel. Și o devia niște conducte, nu? O devia, dar s-a spus că ei trebuie să lucreze deasupra șanțului, putea să studieze. Nu știu, nu. Când a fost mașina cu noi. Știu, că dar nu i-am tras noi, că asta e situația. Au fost și chestia asta. Vremea asta cu zăpada și... N-a spus vrea să ai trebuit. Nu, ce ai, când lucrarea mai ai trebuit. Te va avea prea de tot. Modul sistemului, adică la ce trebuie să o anunță. Dar nici așa, nu știu că e așa. Și atunci e cea la balastare, la petruit. Chiar de mine a fost. Și ăștia lucrează, băieți, lucrează, ascult până cu voi. Aici vreau să întreb, cine are dreptul că împreună la etichetele astea de vacanță și cine îi răspunde de chestia asta? Deci cine are dreptul și etichetele de vacanță, la urmă care sunt astea, de 1400 sau ce vine. Nu, dacă sunt asistenți personali și dacă sunt bani prevăzuți în buget pentru... Păi bine, eu acum am întrebat câți iau. Nu știu dacă... Câți iau acum? Câți iau cu... Tot salariați, 30, da. Fără întreținere, o mamă, un tată, eu știu eu. Și asta vreau să știu, consemnați-o la dacă vreți. Dar nu mai știu, etichetele, adică cine le dă? Persoana care răspunde direct. Cine e la asistență socială? Etichetele de vacanță se dau pe baza dispoziției domnului primar. Dă un regulament și persoanele la care stau cu ele. Dispoziții și persoanele sunt și sumele se încarcă de la contabilitate pe niște carduri. Păi, vreau să facem să vedem cam câți iau în Comuna Pârjol, vreau să știu. În afară de personal. Vreți o cu dispoziție, dar nu în afară de personal, nu avem. Deci nu în salariații au luat. Păi și așa cu handicap, de ce n-au voie? Întreținători de familie, în alte părți se dă. De ce n-au voie? Nu trebuie să asistenți personali. Nu trebuie să asistenți. Dacă sunt angajați la estimării și dacă sunt bani prevăzuți, se pot acorda. Lege prevăzută. Păi și întreținătorii sunt tot angajați. Nu ai venit fost pe la care a fost cu fostorul cealaltă cum să... Nu au fost tot angajat la primării, din moment ce luau... Păi da, dar dacă ai bani la buget, Dacă e un drept de-a lui, mă refer, dacă e drept, nu că dacă ai bani. Bine, mai sunt și niște obligații. Da, înțeleg, da.
Eu dacă n-am bani în buget, nu dau un sunt unde. Acolo de regulă am avut probleme mereu. Toți fii asistenți pe așa, De la data, da, sigur, net, de la data când a fost, îi se acordă primarul, domnului primarul, da, și cât ați primit? 605. Păi da, dar de la data trecută, pe ei nu intră, mai nu intră, eu am citit doar de la data trecută.